Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Să știți că astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 3-9 mai. Concursul va continua. Iar întrebarea este, nu știu, haideți săptămâna aceasta să fie un pic altfel. Despre ce subiect ați dori să atingem în etalările următoare? Da, ar fi o idee, așa facem și un fel de sondaj aici. Deci, ce subiect ați dori să atingem pe viitor, în etalările următoare? Vreau să vă mulțumesc tuturor că mi sunteți alături și că mă ascultați cu drag. Și să știți că și eu sunt alături de dumneavoastră și tot ce fac, fac cu multă pasiune și cu mult drag pentru dumneavoastră. Și mă simt foarte bine atunci când pot ajuta. Pentru că în această perioadă orice lucru bun vine, mă gândesc că este plăcut și este primit într-un mod plăcut. Să așa să se vadă toate cărțile, bun. După cum puteți vedea și dumneavoastră, aveți patru arcane majore. Lucruri importante se vor întâmpla în această săptămână pentru dumneavoastră, probabil evenimente sau unele schimbări. Puteți avea de face cu persoane zodia Taur, Rac, Capricorn, dar mai avem și Scorpion, Pești și cam atât. Nu neapărat să aveți o legătură anume cu aceste persoane sau să le cunoașteți neapărat, adică dacă nu cunoașteți o persoană în zodiile pe care vi le-am menționat, asta nu înseamnă că nu se poate potrivi dumneavoastră, pentru că aici vorbim de o etalare generală și vorbim de mai multe evenimente, punctez mai multe lucruri. Foarte multă energie activă, energie foarte bună, foarte pozitivă veți avea în această săptămână. Văd și împăcări în unele cazuri, vă puteți împăca cu o rudă de-a dumneavoastră, un membru al familiei, o cunoștință, un amic, un iubit, o iubită, de ce nu? Aici văd foarte multă stabilitate. Tind să cred că în unele cazuri vorbim de împăcări în familie. Bun. Aici mai putem vorbi și de o reușită. Veți avea parte de o reușită în această săptămână, un succes. Niște merite recunoscute, poate la un loc de muncă, în grupul din care faceți parte și așa mai departe. Și pe lângă aceste lucruri văd și o evoluție foarte bună, o avansare. Fie aici că vorbim de sfera profesională, da, puteți să avea parte de o promovare, de o avansare, fie dacă aveți un proiect anume, niște gânduri, niște planuri și așa mai departe, văd că aveți reușite, adică avansați în ceea ce v-ați propus sau în ceea ce ați început la un moment dat. Și cumva văd și o lipsă de griji. Pe de altă parte, văd că unii dintre dumneavoastră veți trece printr-o situație mai deosebită, în urma căreia veți putea învăța o lecție, o lecție foarte importantă de la viață, să știți. Și o lecție foarte prețioasă, aș putea spune. Și o să vă ajute acest lucru pe viitor. Probabil în cazul în care nu prea sunteți persoane hotărâte sau luptătoare, odată cu acest eveniment care va avea loc în viața dumneavoastră, o să vă schimbați modul de a gândi și de a vedea lucrurile, ceea ce este un lucru foarte bun. Pentru că aici văd începuturi foarte bune, mult entuziasm, mult curaj și forță. O forță foarte puternică, aș putea spune, încurajatoare. Într-adevăr, o să vă aștepte foarte multă muncă, foarte multe responsabilități și griji, poveri pe care le veți duce pe umeri. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să vă lăsați planurile deoparte și tot ce aveți dumneavoastră în gând. Luptați pentru ceea ce vă doriți și veți avea reușite. Într-adevăr, aici văd și o oarecare așteptare sau o ezitare, parcă e neapărat, aici vorbim și de nesiguranță, de neîncredere, de îndoială, poate
simțiți că depuneți foarte mult efort într-o anumită situație și nu vedeți rezultate sau nu vă mai satisface acel lucru, acea situație. Și acum dumneavoastră nu știți ce să faceți, să luptați în continuare, să munciți în continuare, să vă implicați în continuare sau să vă vedeți de drum, să mergeți pe o nouă cale, să mergeți într-o nouă direcție, pentru că cam așa văd că veți face sau doriți să faceți unele dintre dumneavoastră. Căutați un alt drum, cumva. Deci dacă vedeți că v-ați împotmolit aici, asta nu înseamnă, gata, nu renunțați. Într-adevăr, aveți un moment de rătăcire, dar apoi vă urmați drumul. Aici tind să cred că unii dintre dumneavoastră aveți legătură cu străinătatea. Ori vreți să plecați la un drum în străinătate și așteptați un răspuns, așteptați o decizie, așteptați să se schimbe niște lucruri pentru a putea pleca la acel drum, pentru că într-adevăr avem drumul cu străinătatea. Ori așteptați vești, pentru că aici avem și sfera sentimentală. Poate așteptați vești de la o anumită persoană dragă. Aici nu vorbim neapărat de persoane iubite. V-am zis, pot fi și membri ai familiei, prieteni de ai dumneavoastră, cunoștințe, persoane foarte dragi sufletului dumneavoastră, de care dumneavoastră sunteți foarte atașați. Ei bine, într-adevăr, o să vă căutați o altă cale. Vă îndepărtați un pic de planurile dumneavoastră, cumva, de scopurile dumneavoastră, pentru că aici trebuie ceva mai mult. Să știți că aici la dumneavoastră, la unii dintre dumneavoastră, mai văd și o altă variantă, să zic așa. E ca și cum v-ați desprinde de un mediu cu care v-ați obișnuit și vă urmați calea, oricum ar fi, o să vă urmați calea. Dar puteți face și drumuri diverse, unii dintre dumneavoastră, și în alte cazuri văd teama de viitor. Într-adevăr, nu știți ce vă așteaptă la capătul drumului respectiv, dar cu siguranță veți avea parte de stabilitate din toate punctele de vedere. Important este să nu renunțați și să țineți cu dinții de ceea ce vă doriți și, indiferent în situația în care vă aflați, nu renunțați. Dacă aveți un scop, urmați-l până la capăt. Indiferent dacă vorbim de sfera sentimentală sau financiară sau socială și așa mai departe, nu contează. Cam acestea ar fi lucrurile pe care trebuie să le faceți ca să aveți reușite. Nu renunțați. Și aici avem și judecata, ceea ce ne spune, vedeți dumneavoastră, sunt două arcane destul de puternice. Una reprezintă binele, una răul. Ca și cum ați fi între. Nu prea știți ce să faceți. Ceva o să vină în ajutorul dumneavoastră cumva, ceva o să vă ajute într-o anumită situație. Văd și foarte multă invidie, dușmănie aici la unii dintre dumneavoastră. Poate cineva va încerca să vă pună bețe roate. Important este că altcineva va sări în ajutorul dumneavoastră, o să vă ajute să ieșiți din situații neplăcute, din grupuri vicioase, din dependențe, fel de fel, nu știu, depășiți momentul. Văd înțelegere, comunicare. E posibil ca unii dintre dumneavoastră să comunicați foarte bine cu o persoană în zodie de apă în această săptămână sau cu o persoană în zodie de capricorn, mă scuzați. Vă înțelegeți, ori vă ajutați reciproc, ori această persoană vă oferă ceva, vă sprijină cu ceva, vă este alături, pentru că tind să cred că unii dintre dumneavoastră sunteți în niște momente foarte dificile a vieții, cumva, adică aveți foarte multe lipsuri din toate punctele de vedere și aveți nevoie de sprijin din partea cuiva. Nu neapărat o societate, deci mai mult din partea unei persoane. Putem vorbi de colaborare sau poate, chiar dacă vorbim de o etalare generală, aici mai pot vedea un lucru, poate v-ați despărțit de cineva și nu reușiți să treceți peste și ați căzut într-o dependență sau suferiți foarte mult și aveți tendințe mai neplăcute, nu știu. Ideea e că dacă veți comunica, lucrurile se vor schimba, pentru că aici văd schimbări benefice, într-adevăr, și orice relație ați avea,
fie parteneri de afaceri, fie prieteni, amici, cunoștințe, iubiți, lucrurile nu s-au încheiat. Adică e doar un mic episod, ceva s-a întâmplat și ați rupt un pic legătura, dar lucrurile definitiv nu s-au încheiat aici, să știți. Și aici mai putem vorbi de o altă situație. Poate cineva din viața dumneavoastră are probleme. Dumneavoastră veți încerca să rezolvați aceste probleme. Nu știu. Veți avea și foarte multe discuții în această săptămână. Discuții care vor lămuri foarte multe situații. Să știți. Și văd și sărăcia, ce nu este un lucru bun. Aici putem vorbi de pierderi materiale, despărțiri, sărăcie, griji, poate vă faceți foarte multe griji din cauza unei anumite persoane, nu găsiți o anumită soluție să rezolvați aici ceva, parcă aveți ghinion și nu puteți face nimic în momentul acesta, sau cel puțin așa simțiți dumneavoastră. Cam așa va decurge săptămâna, o săptămână energică, dar cu multe evenimente, cu multe schimbări. Important este să luptați pentru ceea ce vă doriți și lucrurile se vor rezolva. Odată cu judecata, să știți că sunteți pe drumul cel bun, adică multe lucruri se vor rezolva în această săptămână. O să vă eliberați și sufletul de multe lucruri care vă chinuie cumva. Și cumva vă apropiați de un final, dar un final fericit, un final reușit. Și veți face și un progres în viața dumneavoastră. Cam asta este la berbec. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Și dacă doriți o etalare personalizată, să știți că puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981520. Și tot așa, dacă doriți și vă face plăcere, să-mi lăsați un like, un coment sau eventual să vă abonați canalului meu. Aceste lucruri vor fi foarte bine primite și vă sunt recunoscătoare chiar dinainte. Vă doresc o săptămână ușoară și să aveți parte de lucruri frumoase. La revedere!